Ercis FM. Mereu împreună cu tine. Am revenit, dragi prieteni, în direct în studioul RCSFM, suntem la emisiunea RCSFM mereu împreună cu tine, o ediție, să zicem, specială pentru că vorbim, să zicem, în toată această ediție despre RCSFM, despre pașii pe care am reușit să-i realizăm până acum împreună și cu speranțe pentru următoarea perioadă. Spuneam înainte de acest popas muzical că am alături de mine un invitat pe măsură pentru această zi, pentru această perioadă pe care o trăim ca o bucurie, ca o încununare a unui drum și care deschide un alt drum. Nu puteam să nu-l invit pe păstorul diecezei noastre romano-catolice de Iași, pe preasfințitul Iosif Pouleț, căruia îi spun bun venit la RCSFM. Bine v-am găsit, salut pe toți ascultătorii și telespectatorii Apostolului de Radio FM și sigur Angelus TV. E adevărat că... Ne oferă această posibilitate și primim mesaje din partea ascultătorilor, din partea telespectatorilor despre această bucurie că pot să recepționeze programele noastre și prin intermediul Angelus TV. Prea sfințite, ați fost în această perioadă și sunteți, vă simt mereu alături de acest proiect al RCSFM. Ne-ați încurajat încă de la început, ne-ați susținut în toată această perioadă și vedem că deja se întrevăți, deja acest vis începe mai mult să devină realitate, ci să să se audă în casele oamenilor și prin aparatele de radio. Deja ne aud oamenii în zona Roman, în zona Piatra Neamț. Ce înseamnă pentru presinția voastră ca episcop de Iași acest radio Vreau să spun de la început că pentru mine este o bucurie deosebită să aud că vocea bisericii noastre locale se face auzită prin aceste mijloace de comunicare socială, în cazul nostru prin RCS FM. Sigur, pentru mine ca episcop radioul are o importanță foarte mare. Am dorit de mult și mă rog pentru aceasta ca Vocea bisericii, glasul episcopului, să se audă cât mai bine și la cât mai mulți credincioși, în primul rând la cei care îmi sunt încredințați grijii pastorale în Dieceza de Iași. Și nu numai, pentru că prin internet ne ascultă și cei din diaspora, sunt alături de noi și simt bucurii deosebite atunci când pot participa. La prin aceste mijloace de comunicare socială, la slujbele noastre religioase, la programele care sunt așa de variate și mă bucur pentru voi, echipa din IRCIS FM, că faceți progrese chiar pentru mine uimitoare, dând credincioșilor, oferind ascultătorilor și telespectatorilor emisiuni care îi interesează efectiv și le urmăresc cu multă plăcere. În ultima perioadă. Și într-un mod special, chiar și în perioada aceasta a pandemiei, mijloacele de comunicare s-au, să zicem, dezvoltat foarte mult în biserică. Nevoia, clar, știm, îndemnul învățătorului, mântuitorului de a merge și nu de a vesti peste tot cea mai importantă, cea mai frumoasă veste. Dar să vedem un pic în biserică. Vă văd deja și cu o carte importantă. Care este importanța pe care o oferă Biserica mijloacelor de comunicare. Pentru că mulți spun că presa va e critică, e împotriva Bisericii, dar cred că nu e chiar așa. Sigur că da. Mai întâi să ne amintim de cuvintele lui Isus care le spune apostolilor și prin ei urmașilor lor, Bisericii, până la sfârșitul beacurilor, mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia dacă la început era foarte greu, nu erau aceste mijloace de comunicare socială, acum glasul lui Hristos din Evanghelie poate fi auzit chiar în lumea întreagă, prin mijloacele acestea de comunicare. Deja din anul 1963, spunea că am o carte și într-adevăr am cartea aceasta, Concilii Vatican al II-lea, păstrez ediția de la început în traducere românească pentru că am subliniere în ea, deși a apărut alta între timp, în condiții și mai bune din punct de vedere grafic. Păstrez această ediție a de la început a concilului Vatican al II-lea aici biserica se vede că se preocupă intens de mijloacele între altele și de mijloacele de comunicare socială și între documentele elaborate de Concilul Vatican al II-lea, în 1963, la 4 decembrie, se numără și un decret care vizează direct aceste mijloace de comunicare socială. Și denumirea lui este, în limba latină, intermirifica, pentru că, așa cum majoritatea sau foarte mulți știu, pentru cei care nu știu, orice document oficial al bisericii apare în limba latină și denumirea lui se ia din primele cuvinte ale documentului respectiv. Acest document, acest decret asupra mijloacelor de comunicare socială începe în limba latină Intermirifica în traducere românească, dintre minunatele și vorba dintre minunatele descoperiri ale tehnicii, specific acest document, pe care geniul uman le-a extras, e numeră, nu citez tot, tot e numeră alături de presă, de cinematograf, radioul, televiziunea și altele de acest fel, mijloace de comunicare socială. Și specific acest decret, citez: Biserica are așadar dreptul născut de a folosi și de a poseda orice mijloc de acest fel, în măsura în care e necesar sau util pentru educația creștină și pentru întreaga ei operă de mântuire a sufletelor. Și mai specific aici, un lucru important de reținut, că este de datoria păstorilor să-i educe și să-i orienteze pe credincioși astfel încât aceștia să urmărească și cu ajutorul acestor mijloace mântuirea și desăvârșirea proprie și a întregii familii umane. Sigur, se insistă mult asupra formării celor care lucrează cu, în aceste, cu aceste mijloace de comunicare socială. Se insistă foarte mult pentru ca să fie oameni pregătiți, profesioniști, pentru că biserica, vedem, este mereu la zi cu descoperirile științei, tehnicii și vrea. Și ne îndeamnă să le folosim pentru a-l face cunoscut pe Isus și învățătura sa. E adevărat, și în Dieceza noastră romano-catolică de iași am pus în practică acest sfat al Conciliului, de fapt al Bisericii, și cu apariția Facebook-ului, și cu YouTube-ul, și cu aceste platforme social media, am încercat să intrăm și noi acolo și să. Transmitem un mesaj, nu? E important ca, pe lângă toate aceste informații care apar, uneori mai triste, fricoșătoare, să venim cu acest mesaj de speranță pe care ne-l aduce Hristos, pe care ne-l aduce Evanghelia și avem ce să oferim. Acum, e adevărat cum îl îmbrăcăm, cum îl transmitem. Iar radioul rămâne în continuare, chiar după ce au fost atâtea descoperiri, și cu internetul, și cu televiziunea, și cu toate celelalte descoperiri, rămâne în continuare cel mai la îndemână în mijloc de comunicare, și ne bucurăm că avem această posibilitate să-l folosim. Și din ce în ce mai mult. Presiunția? Da. Vreau să mai specific aici din decretul acesta al Bisericii, după ce vorbește despre presă, despre cinematografie. Vorbește într-un punct, câteva, două, trei propoziții, expres despre radio și televiziune și spune așa: Aceleași ajutoare eficace să li se dea emisiunilor de radio și televiziune oneste. Și, în primul rând, acelora care sunt potrivite pentru mediul familial. Să se promoveze activ emisiunile catolice prin care ascultătorii și telespectatorii sunt făcuți să participe la viața bisericii și sunt hrăniți cu adevăruri religioase. Acolo unde este nevoie, trebuie să se creeze posturi de radio și televiziune catolice dar să se aibă grijă ca emisiunile lor să se distingă prin perfecțiune și eficacitate. Nimic mai clar decât... Exact, este de fapt ceea ce trebuie să urmăm. Aici cu perfecțiunea suntem cu toți în drum, știți, cu suntem perfecțiunea... Perfectibil, perfect este numai Dumnezeu, noi de mereu spre perfecțiune. Așa este, dar sperăm tocmai împreună și cu ascultătorii, cu telespectatorii noștri să putem să perfecționăm aceste mijloace de comunicare, mesajul pe care, sau forma nu, pe care o dăm mesajului pe care îl transmitem prin aceste mijloace. Și este curios că nu, nu amintește aici, curios. De fapt, e normal, nu amintește de internet, pentru că nu era, nu nu era, era. dezvoltat atunci internetul, dar avem luările de poziție din partea Sfinții Papilor Bisericii. Sigur. Sfântul Părinte Papa Francesc, de exemplu, am extras aici... Papa Francesc a avut un mesaj deosebit de ziua mondială a comunicațiilor. Mereu revine, el folosește mijloacele mo moderne de comunicare, internetul și rețelele sociale. Și într-unul din mesajele sale, referindu-se la internet și la rețelele acestea sociale, spune așa că internetul este un dar de la Dumnezeu care ne unește, însă trebuie să avem grijă să păstrăm un echilibru. Foarte interesant. Spune el, ca să citez: Viteza cu care informația este transmisă ne depășește capacitatea de reflexie și judecată. Iar acest lucru nu promovează forma, forme echilibrate și adecvate de exprimare. Și denunță, are curaj, Papa Francis, denunță agresivitatea pe care uneori media o folosește pentru. A promova consumismul sau pentru a-i manipula pe alții. El invită la o atitudine caracterizată de calm, moderație și chiar gingășie. Mereu folosește Papa cuvântul gingășie, așa da, de, da. de frumos și îi cade așa la suflet. Lumea digitală poate fi un mediu bogat în umanitate, o rețea de oameni, nu de cabluri. De ce, frumos, spune. Asta este. Să nu uităm că, că înainte, sau mai bine zis, în fața tehnologiei, în fața cablurilor, în fața rețelelor acestea tehnologizate, sunt oamenii. Și trebuie să creăm rețele, să zicem, de comuniune între oameni. Chiar în spune că este un loc de, de unde oamenii pot dialoga și pot să-și asculte opiniile, chiar dacă sunt divergente. Sigur. A dialoga, îl citez, înseamnă să crezi cu adevărat că interlocutorul are ceva semnificativ de spus și trebuie să-i acces punctul de vedere. Da, e un mesaj, minunat. și uh, me acest mesaj, dar și uh, Sfântul Părinte, Papa Benedict, deja în perioada aia care a fost uh, papă, se dezvolta din ce în ce mai mult uh, internetul. Da, am citat de da, da, actualul da, papă, exact. nu înseamnă cei dinainte, întotdeauna uh, am... a fost la zi cu... Asta e, uh, tocmai uh, e foarte important să spunem uh, celor care ne ascultă, celor care ne privesc. Că biserica este ancorată în realitatea în care trăim și, mai ales, și prin mijloacele acestea de, de comunicare. Ce mai uh, am observat? Uh, și preasfinția voastră ați folosit deseori aceste mijloace de comunicare și n-ați dat înapoi niciodată când ați fost solicitat pentru o declarație, pentru, știu, preajma unui eveniment sau despre anumite aspecte din viața bisericii și mai mult ați insistat și v-ați dorit mult acele cateheze. Pe care le-ați făcut fie în advent, fie în uh, timpul postului mare. Uh, de unde este această dorință? Pentru că noi, sigur, am răspuns chemării cu mare bucurie și o vom face în continuare pentru că știm că deja pregătiți. În dorința mea este, știi, că are rădăcinele în Evanghelie, în dorința lui Hristos și în demnul pe care îl face în misiunea principală a oricărui slujitor al cuvântului, merge și predicați, Merge și faceți cunoscut adevărul pe care eu l-am predicat să-l cunoască lumea întreagă. Și tocmai de aceea eu îndemn toți preoții care sunt solicitați să nu dea înapoi Sigur, fiecare cu darul lui, cu talentul lui, dar să fie prompt în a răspunde pentru că e dorința lui Hristos ca învățătura lui pe care ei de altfel orice preot o predică în felul lui cu darurile primite să fie auzită de cât mai mulți și oamenii ascultându-o să-și conformeze viața Evangheliei, învățăturii lui Isus Hristos. Cât privește catehezele de care aminteai, eu le voi continua în anul nou liturgic, pe care îl vom începe duminică, cu prima duminică din Advent. Le voi continua în fiecare joi seara. Eu aș prefera, urma să vorbesc cu echipa voastră, să le transmit din Catedrala Mamă, Catedrala Veche care a fost restaurată, pentru că este mai semnificativ. Sigur, pentru că aceste catecheze vor fi fără un public mare, de, vor fi mulți cei care mă ascultă, dar prezenți fizic în catedrală, nu știu câți vor fi, Asta mai puțin contează cât vor fi, dar cei care ne urmăresc să poată avea hrană spirituală și să se pregătească cât mai bine din punct de vedere spiritual pentru mare și frumoasă sărbătoare a Crăciunului, spre care ne îndreptăm începând cu prima duminică din Advent. Frații orientali deja au început acest post al Crăciunului, cum îi spun, noi spunem Advent, dar nu intrăm în acest subiect sigur, acum. Sigur. De altfel, noi știm și din statisticile pe care le-am avut în ultimele cateheze, dar de-a lungul timpului, sunt mulți care ascultă, care privesc chiar online. Acum avem la dispoziție, iată, și această posibilitate mult mai largă, RCFM Angelus TV. Și presunțite, dacă tot vorbim despre aceste cateheze, despre pregătire, pentru noul an. Știu că deja ați trimis și o scrisoare pastorală. Nu intrăm foarte mult în detalii. Eu văd că timpul, când vorbim despre lucruri frumoase și emoționante, timpul trece așa oricum, de repede. Oricum timpul fugi oricum. <laughs> Dar oricum vom mai avea timp și în alte ediții, alte emisiuni să vorbim despre asta. Dar să prezentăm deja această scrisoare pe care ați trimis-o în preajma începerii noului an liturgic. Da, în fiecare la începutul anului liturgic, orice episcop trimite o scrisoare pastorală în care își exprimă intențiile sale, urmărește o temă, un subiect. Eu voi începe de joi seara, din prima săptămână din Advent, aceste catehieze, și sigur voi fi în ton cu ceea ce ne cere Sfântul Părinte Papa referitor la Biserica Sinodală. Termenul va fi explicat în categieze și în intervențiile preoților în fiecare parohie: să înțeleagă și omul mai simplu, credinciosul de rând, ce înseamnă acea sinodalitate ca să înțeleagă mai bine, a merge a fi împreună, a lucra împreună, pentru că așa vrea Hristos, așa ne cere nouă să mergem împreună și împreună să realizăm lucruri frumoase, pentru ca Dumnezeu să fie cunoscut, cinstit, iubit și omul să aibă acea mulțumire și pace sufletească pe care o găsește totdeauna în Dumnezeu. Eu am dat titlul la scrisoarea pastorală cu speranță reînnoită. deci spun cu speranță reînnoită? Pentru că noi am avut anul speranței și am făcut catehezele, dacă vă amintiți, anul liturgic care e pe sfârșite. Și în Advent și în Postul Mare am fost și în diferite parohii speranța. Speranța pentru că suntem în timpul pandemiei și avem nevoie de speranță. Speranța creștină, și acum am pus în titlu scrisorii pastorale cu speranța reînnoită împreună de sinodalitatea, împreună în Biserica lui Hristos, părtaș la viața bisericii. Dar nu vreau să intru acum în detalii, pentru că probabil va fi o emisiune separată. Neapărat. Credincioșii pot urmări scrisoarea pastorală pe site-ul episcopiei noastre, ercis.ro. Așa că mă opresc aici, fără să intru în detalii privitor la această scrisoare pastorală. Oricum, invităm pe cei care ne urmăresc să fie alături de RCSFM. Vor afla cu siguranță multe informații și din viața liturgică pe care o trăim, și bineînțeles vom transmite, fără, doar și poate, aceste cateze pe care le organizați. Prea simțite, în încheierea dialogului nostru din această zi, aș vrea să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc acum, fie prin RCSFM, chiar și prin frecvențele din Roman și Piatra, fie prin. Televiziunea Angelus TV și să ne gândim și la cei care realizează emisiuni care poate nu se văd, poate sunt acum și ne ascultă. Eu am așteptat de mult să se obțină aceste frecvențe radio ca să poată să ne audă cât mai mulți credincioși, în primul rând, credincioși catolici, de ai noștri, dar orice, oricine are acces, este un lucru sau un început foarte bun. Noi vom continua eforturile pentru extinderea frecvențelor radio la Pacău, la Iași, la Suceava. Rămân mai departe online-urile, adică credincioșii pot urmări cei care dispun de aceste mijloace și posibilități de a ne contacta și de a intra în legătură cu noi vom continua în difuzarea, dar bucuria noastră acum este mare pentru că s-a obținut pentru Roman și zona din jurul ei, frecvență radio, la fel pe Atrăneamț și împrejurimi. Frecvențele le-ați anunțat de atâtea ori, dacă e cazul, le mai mintesc eu o dată aici sau pot, le pot spune Sfinția ta acum romanul cu 88,3 și 89,8 la Piatra Eu n-am decât să felicit pe toți cei care s-au implicat, a fost o muncă, eu mi-aduc aminte, mereu am discutat problema aceasta și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem aici. Felicit pe toți cei care sunteți în echipa... Ercis FM și în colaborarea frumoasă pe care o avem cu cei de la Angelus TV și n-am decât să mă rog pentru reușită și să vă urez mult succes. Mulțumesc. Și mai ales când veți da de greu, nu dați înapoi, pentru că nu e ușor să pornește cu având, dar important să fii statornic și să progresezi. Așa că vă doresc mult succes și Dumnezeu să ne binecuvânteze această încurajare, am simțit-o uh, întotdeauna și uh, mi-am amintit de aceste cuvinte pe care ne le-ați spus simțite nu? Că atunci când va fi mai greu, să nu vă descurajați și uh, ținem la aceste cuvinte și la această încurajare. Vă mulțumim mult pentru tot, pentru toată susținerea și să dea Domnul, într-adevăr, să uh, reușim să mergem uh, și acolo unde ne dorim și în celelalte uh, comunități, în, în celelalte zone. Prea simțite o zi frumoasă în continuare, rămânem alături, nu? Uh, de să și Angel. TV și noi continuăm emisiunea noastră. Văd că mai avem câteva minute. Vreau să prezint și transmisiunile pe care le vom avea săptămâna viitoare, pentru că pentru noi foarte importante sunt rugăciunile Sfintele Liturgiei, mai ales pentru cei care nu pot participa la Biserică, la fizic, la Sfântă Liturgie și de aceea vrem să anunțăm aceste transmisiuni atât de importante pe lângă toate celelalte emisiuni diversificate pe care le avem la RCSFM. Ercis FM, mereu împreună cu tine.